Elevii clasei a 12-a de la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi Arad pregătesc un spectacol de final de an, de final de clasa a 12-a. Este vorba despre un text de Mihaela Livia Popa, pus în scenă de profesoara lor, Alina Fabri. Să aflăm mai multe. Am venit sau revenit pe acest peron? Este peronul de unde plec și revin de fiecare dată. Mă duce acasă. Sau e doar o iluzie? Confuzie? Nu, e real. E aici și acum. Sunt un călător în acest paradis pierdut? Regăsit. Este vorba despre Călător în Paradisul Regăsit, un spectacol realizat cu elevii mei de la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi Arad. Este vorba de grupa mea de artă actorului. Ei sunt clasa 12-a și am zis că ar fi frumos ca în ultima lor săptămână, pentru că ei au și festivitatea de sfârșit de an, să sărbătorim și noi printr-un spectacol. Spectacolul este o dramatizare după cartea Mihaelei Livia Popa, care se numește exact ca și spectacolul, Călător în Paradisul Regăsit. Avem și parteneri, Facultatea de Design, care au fost alături de noi și ne-au făcut valize, decor, o să vedeți multe lucruri frumoase pe scenă. Avem și muzică originală. Va fi, cred că, un moment frumos, pentru că vrem să sărbătorim și noi și să sărbătorească și publicul care vine să ne vadă, pentru că, în sfârșit, putem vorbi despre un eveniment cultural mult așteptat de către arădeni. E un mix de sentimente, de gânduri, de trăiri, ale mele și ale celor dragi mie. Scânteia a pornit din întâmplările mele, proprii și personale, ca să folosim pleonasmul. Sunt întâmplările mele din copilărie, din adolescență, perioada adultă. Cartea a fost scrisă ca un, hai să zicem, omagiu pentru tatăl meu, pentru că de foarte multe ori el s-a sinucis și multă lume zicea, ești fata celui care s-a sinucis. Și am zis, nu, sunt fata celui care a avut grijă de copii, ne-a crescut pe noi, a fost profesor, a fost orice altceva decât această etichetă care de obicei se pune și cum noi toți încercăm în ziua de astăzi să evităm etichetele, am zis hai să dăm o etichetă frumoasă, să facem un spectacol în care fiecare să se regăsească și să-și dea seama că putem schimba lumea dacă avem o părticică de suflet pusă așa. Nu uitați, miercuri pe 9 iunie de la ora 20, am emoții și Miha are emoții și elevii au emoții, dar bineînțeles teatrul este despre emoții, așa că vă așteptăm cu drag.